În învățământul primar au fost înregistrate 158.608 absențe, din care 64.920 au fost motivate. Multe absențe au făcut și elevii din învățământul gimnazial, peste 420.000, dintre care mai bine de jumătate nu au putut fi justificate. Cele mai multe absențe au fost înregistrate la nivelul învățământului liceal, cursuri de zi. 639.484. La liceu numărul absențelor motivate a fost de doar 340.000, adică jumătate. Elevii de la învățământul liceal seral cu frecvență redusă și fără frecvență au acumulat și ei în anul școlar trecut peste 27.000 de absențe, dintre care au fost motivate puțin peste 8.000, iar cei de la învățământul profesional au înregistrat 88.778 de absențe, dintre care au rămas nemotivate peste 53.000. Școlile au obligat să transmită în fiecare lună situația absențelor elevilor către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Neamț, o unitate conexă a învățământului preuniversitar cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și coordonată metodologic de Inspectoratul Școlar. Cauzele absențelor din catalog sunt multiple. Cele mai multe care conduc la asemenea absenteism sunt de natură socială. Mulți copii au un părinte sau chiar ambii părinți plecați la muncă în străinătate. În aceste situații, Activarea copiilor de către bunici sau rudele în grija cărora au fost lăsați este mai dificil de realizat, aceștia fiind în imposibilitatea de a fi la curent cu cercurile pe care nepoții le frecventează. Legătura profesor-elev este importantă în reducerea absenteismului școlar. Legislația în vigoare stabilește că în cazul învățământului liceal, clasele 9. 12 la 20 de absențe nemotivate se trimite părinților sau tutorelui legal un preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absențe nemotivate se aplică sancțiunea de exmatriculare direct. Până în clasa a 10-a elevii nu pot fi exmatriculați deoarece sunt prinși în învățământul obligatoriu, care la noi este de 10 ani.